Bună dimineața! Iată că am ajuns și o spun cu regret și cu bucurie în același timp la ultima zi a festivalului DaFest 2020. Suntem în 5 decembrie și pentru ultima oară prezint programul festivalului. Avem o serie de spectacole minunate. 11:30, Universul din Lanterna Magică. Regia inegalabilul Radu Dinulescu, Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia, într-un spațiu ostil plin de pietre, dintr-un nou aruncat de undeva, se naște o lume nouă cu ființe stranii, dar foarte simpatice. Ora 15. Eu rămân. Regia Luana Hagiu din București, spectacol independent. Spectacolul conturează parodic secvențe din viața destul de complicată a actorului român, o specie umană aparte. La ora 17, Burca și Basma, regia Raul Hotcaș și Vajdi Gagui din Tunisia. Teatrul Municipal din Baia Mare este un spectacol care atinge un punct extrem de sensibil, și anume violența împotriva femeii. O temă atât de actuală, din păcate, și în ziua de astăzi, în lumea modernă, cu conotații diferite în funcție de tradiție, de religii. Spectacolul este construit după o idee genială a lui Radu Dinulescu, imaginea 3D stereoscopică fiind realizată de prietenul nostru de la Bruxelles, Armand Richelet-Kleinberg. La ora 19 avem jocuri în curtea din spate, regia tinerei și talentatei Diana Mititelu, Teatrul de Stat din Constanța. Jocuri în curtea din spate este un spectacol după un text israelian inspirat dintr-un fapt real, care se constituie într-o radiografie a psihicului uman. Este o poveste despre patru băieți și o fată care trăiesc ultima lor zi de copilărie, de nevinovăție, înaintea unei fapte îngrozitoare, care le va schimba destinul pentru totdeauna. Merită văzut. Și iată, ne ajungi la ultimul spectacol din programul nostru. Un spectacol în vogă, un spectacol excepțional care vine de la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești. Este vorba de, ia să vedem, ghiciți, aveți două secunde, n-ați ghicit, Zaraza, la ora 21, în regia desăvârșitului și deosebitului artist Răzvan Mazilu. Având ca pretext povestea nemuritoare a misterioasei Zaraza, spectacolul ne poartă în acordurile magice ale melodiilor de altă dată, în atmosfera parfumată și inconfundabilă a perioadei interbelice. Bere mici, grădini, spectacole, săl de spectacole, ce vremuri! Nu se poate trăi fără teatru. Este o replică din Pescărușul lui Cehov, atât de adevărată și de actuală. Nu se poate trăi, oameni buni, fără visare, fără frumos, fără speranță, fără teatru. Un suflet care nu primește acest flux de trăire și de frumusețe se ofilește. Noi vom încerca din toate puterile să vă fim în continuare aproape și să vă aducem teatrul în case. Ediția din acest an a DaFest, exclusiv online, a fost o soluție de a fi alături de dumneavoastră chiar și în condițiile dure impuse de ce se întâmplă. Sperăm că spectacolele v-au fost pe plac și v-au vaccinat cu frumusețea extraordinară a teatrului. Și mai sper să ne revedem cât de curând în sălile de spectacol, să trăim acolo împreună magia textului dramatic rostit cu talent, sub lumina reflectoarelor. Acolo, sub lumina reflectoarelor, sufletele noastre se hrănesc reciproc și spiritul se înalță. Până la o viitoare ediție DaFest, pe care o dorim cu toții în sala de teatru, vă spun cu plecăciune din partea întregii echipe a Teatrului Alexandru Davila din Pitești, rămâneți cu bine și să ne revedem sănătoși. În vremuri grele, medicamentul cel mai bun
este iubirea. Așa că iubiți-vă, oameni buni, iubiți-vă.